Bună ziua! Bună ziua, doamnă. No. Deja suntem în direct. Înregistrez, încă nu în direct. Înregistrez și publicăm ce permiteți dumneavoastră, ce credeți că e necesar. Na, bine. Uite că acum, mai înainte, m-a sunat băiatul care are piciorul stâng umflat, deja albastru. S-a dus la cabinet la un anumit doctor Angel Titi, cu ofițerul de servici. Și a cerut să fie dus la spital și el a zis că nu poate să ducă nicăieri. Și a zis, băiatul, da, pe alții puteți să duceți pe mine, nu? Nu. Nu. Și de ce credeți că îi fac asta? Apoi ce, de la jocură, ce să zic altceva? Nu. Apoi a eliberat băiatul meu cel mare, care a fost prezent când a fost împins să se taie. Și pe urmă a dus pe el acolo ca să-l liniștească. Na. Mai mult pe el am vrut să pun acolo să vorbească mai mult, că el știe mai mult de acolo, știți? Păi dacă vrea să Na. vorbească, cu plăcere, Păi dar ce înregistrăm. să nu vorbească, el e vorba de frate, să nu de un străin. De acord, da. Da. Na, deci că vă dau acum, nu de hai mă. O, mama, ce mă disperi pe mine. Bună ziua. Salut. Salut, mă numesc Mânăsean Iosef. Sunt tocmai eliberat din penitenciarul Târgu Mureș. Cunosc foarte bine metodologia de lucru pe care o aplică penitenciarele. Am trecut prin multe experiențe. Știu ce se întâmplă, știu care sunt abuzurile, știu cum se fac astea. Dacă nu se mai fac așa din punct de vedere a maltratărilor. Se maltratează psihic, efectiv, te ucide psihic. Am trăit multe experiențe. Nu numai că fratele meu e trimis la distanță, cu toate că există directive europene care nu permite asta. Există în legea 254, chiar sunt articole care spune clar că n-are, nu te poate duce mai departe. România a fost amendată pentru asta în mai multe situații. Și totuși se fac aceste progrese pentru că penitenciarele care trebuie să te țină au un protocol de colaborare cu ANPU, din care se face dispoziții separate, adică se iau cu dispozitiv. Am avut cazuri în care știu un deținut care a decedat în timp ce a fost mutat dintr-o parte în cealaltă, pentru că i s-a făcut rău. Dar asta se fac mai departe, se duc, nu interesează pe oameni că ce se întâmplă. Ei ofițerii care primesc dispozitive de la ANPU le fac direct. Aici, în mod special, după câte am înțeles, după câte ni se aduce la cunoștință, că nu ne-am încetat la cunoștință, însă se vede clar, se vede limpede ceea ce se face, pentru că sunt niște comisii speciale, specialiști din cadrul comisiilor, psihologie, educativ, reeducare și așa mai departe, toate cadrele astea care fac parte din comisia respectivă, efectiv nu pot să facă mai mult de atâta, pentru că le dau o palmă ANPU. Așa ni s-a spus că acum noi, cei care suntem în penitenciare, suntem acuzați de niște fapte grave. Am înțeles care sunt faptele grave, că n-am făcut ceea ce a făcut Dincă, de exemplu. N-am făcut ceea ce a făcut Țancă, la care i-a dat foc la fată. Și pentru toate repercursiunile ne plătim noi, cei care nu avem nicio vină cu ceea ce se întâmplă de afară. Mă înțelegeți? Dar la Giurgiu n-ați fost, nu știți ce condiții s-au făcut. Că înțeleg că e un penitenciar nou. Păi eu, eu am, de exemplu, am fost dus de la Târgu Mureș și am fost dus la Aiud. Tocmai în sensul ăla, pentru că am zis că am depășit pragul de pedeapsă. Am fost de la Aiud, am fost dus la Arad. Tot pe niște dispozitive că se fac nu știu ce mutări, pentru că așa trebuie. Cu toate că cei care sunt din partea aia, din zona Aradului, sau din zona Biholului, sau nu știu ce, ar trebui să-i trimită pe ei în mod normal, dar nu. Îi trimite pe cei care sunt de aici, din zona Ardealului, îi trimite acolo. Tocmai asta face. A venit domnul Cătălin Predoiu, cunosc clar, am știut textul de lege pe care l-a spus. Domnul Cătălin Predoiu a zis că nu mă interesează ce se întâmplă în sistemul ANP, pentru că există director ANP care poate să dea, adică poate el să dea cu subsemnatul, nu trebuie să dea el neapărat. El a dat o dispoziție și aia trebuie executată. Păi atunci nu e în mod direct domnul Cătălin Predoiu ca să spună de ce a dat deciziile respective. S-au făcut niște mutări masive din penitenciar, tocmai în vederea echilibrării penitenciarului ca să fie așa. În ce sens? S-a făcut politica asta pe banii europeni care se dau pentru penitenciare. Eu am muncit afară. Am muncit atât afară în penitenciar cât și înăuntru. Am lucrat la bucătărie în penitenciarul Târgu Mureș. De la penitenciarul Târgu Mureș, domnul Huminic Adrian, domnul director, care era pe timpul așa ieșit afară în pensie, a lăsat în urmă o gaură destul de mare. Credeți-mă că știu ce vorbesc. Nu degeaba au fost deținuți acolo, aruncați în altă parte. Au fost aruncați peste 33 și 34 de deținuți așa pe săptămână, îi trimiteau. Vi se pare normal ca să le ia pe la Târgu Mureș și să-l trimită la Mioveni, de exemplu.
Iar cel care e de Mioveni îl țin la Târgu Mureș. Înțelegi cum spun? Și unul și altul departe de casă. Exact, tocmai în vederea asta ca să facă oarecare un conflict. De se, ce să vă, eu vă spun sincer să se caută. În penitenciar nu mai sunt așa rece abuzuri cum sunt la Mascas, de exemplu. Există regimul de executare, regim semi deschis și deschis. Păi tocmai asta e și ideea în momentul când ai trecut de la un regim la celălalt. Asta e și ideea. Am trecut de la regim închis la semi deschis, înseamnă că deja mi-am făcut îmbunătățiri în ceea ce privește comportamentul. Deci să fac pașii către reabilitare, adică spre resocializare. În momentul când ai trecut la deschis, că a fost în regim deschis, am făcut un an și 4 luni de amânare, tocmai în vederea asta că eram la regim deschis. Nu, imaginați-vă ce se întâmplă fiecare. Am vorbit cu fratele meu prin Skype, că fratele meu este la Giurgiu. L-am întrebat de mai multe ori cum mă pot ajuta. Am făcut o grămadă de demersuri. Eu personal din penitenciar. Am făcut scrisuri către ANP, către directori, către tot felul de instituții. Am fost la raport la șef de secție. Am explicat faptul că fratele meu e bolnav. Deci are o boală cronică. Nu poate ca să stea într-o situație în care să facem noi altceva, n-avem cum. Mi s-a adus la cunoștință faptul că el face parte dintr-un alt regim de executare, fiind bolnav de boala pe care o are, trebuie ca să-l țină într-un loc special, ceva de genul ăsta. Dar totuși nu poți să-l bagi pe un copil tânăr care nici măcar nu este în prima fază, ca să-l bagi cu unul care este din a cincea fază. Nu poți să-l iei din partea asta să-l duci într-o altă care parte unde se poate folosi. Deci el afară a fost vulnerabil în sensul ăla pentru că se folosea. Ba de droguri, ba de astea, pentru că asta făcea. Acum duci într-o zonă unde tocmai asta e. Acolo, aia se face cel mai mult? Nu. N-avem cum să facem. Dar totuși așa se face. Deci dacă aveți întrebări, vă pot da drept la orice. Trebuie sesizate organisme internaționale de prevenire a torturii, pentru că un astfel de tratament pare comparabil cu tortura, nu? Și ar trebui denunțat internațional la mecanisme ONU, la mecanisme ale Uniunii Europene, Consiliul Europei, dacă ANP și Ministerul Justiției nu reacționează. Asta e și problema. Asta e politica penală pe care ei o abordează în sensul nostru. Spune că noi am făcut niște fapte și pentru asta suntem condamnați. Da, privați de libertate, acolo. Dar nu li se anulează celelalte drepturi. Asta pedeapsa e. Privare de libertate, dar dreptul la sănătate, dreptul la viață, nu le ia nimeni. Dreptul de a nu fi torturat. Problema este că nu te torturează din punctul de vedere, te torturează din punct de vedere psihic. În momentul când ea te ia fain frumos și zice că vine ofițerii, sunt foarte mulți supraveghetori, dar nu numai în penitenciar. Eu am fost, de exemplu, la Brașov, am găsit acolo, la Târgu Mureș am găsit și acolo, la Arad am găsit și acolo, la Iuci acolo. Sunt ofițeri care efectiv nu au făcut măcar cel puțin un test psihologic ca să poată să stea de vorbă cu un deținut. Cum trebuie ca să aibă un mod de comunicare cu el. Și atunci are o abordare de genul ăla ca să îl provocă și spune ceva de genul ăla că șeful, te rog frumos, îmi dai voie și mie să mă duc până la cabine că mă doare capul. Mi-am adus te mă dragul de ce stau după tine acum să mă duc de fiecare când îmi doare capul. Cu toate că pentru asta sunt ei plătiți. Deci credeți-mă, mă duceam, eu din penitenciar umblam afară la lucru, de exemplu, fără pază. Deci, adică aveam cu noi un supraveghetor. Intram în penitenciar și în cadrul penitenciar trebuia să mă duc la cabinet cu pază. Deci în interior. Și eu lucrez afară în exterior. Formalități aberante, fără normă. Sunt foarte aberante și eu vă documentez cu acte. Deci nu așa. Eu am acte la mână, deci eu nu vorbesc așa aberații. Dar totuși, comisiile care au făcut selectarea deținuților, pentru că fiecare comisie trebuie să se uită în ANP. ANP-ul nu cunoaște foarte multe ce se întâmplă în penitenciare. ANP-ul doar cunoaște doar o procedură pe care face o comisie, pe care l-a luat, l-au analizat și l-au trimis către asta. ANP-ul nu poate ca să meargă la fiecare ținut în parte să spună cine e. Însă ANP-ul poate să tragă un semnal de alarmă la penitenciarul Giurgiu, de exemplu, unde este. Sau să reacționeze la semnalele de alarmă care vin de acolo, de la rude, de la deținut, să reacționeze adecvat și Dar nu reacționează, asta e și ideea, pentru că iau o pârghie legală pe care le permite ca să facă excesul ăsta. Să vă spun de ce. Se face foarte multă propagandă politică pe tema justiției. Dacă ne aducem aminte, a fost să scoată cele 6 zile pentru alea zile compensatorii, s-a băgat legea 69, a fost băgată în discuție pauza cu Dincă. Ce legătură aveau cei de acolo cu Dincă? N-a mers politica lui Dincă și atunci au început ca să facă propagandă prin televiziune că fiecare deținut ăsta a liberat în baza recursului compensator și a făcut aia. Dar de ce? Păi am înțeles. Ce legătură au cei care sunt înăuntru cu cel care ești afară și a făcut o altă faptă? De ce pedepsim pe aia dinăuntru? Asta e întrebarea. Că noi suntem pedepsiți. Noi care suntem înăuntru, noi simțim. Când
Credeți-mă că acum, de exemplu, s-a făcut o modificare care spune că liberarea condiționată nu este obligație, este o vocație. Corect, sunt perfect de acord cu asta, dar este, trebuie dobândită. Dar în momentul când ai trecut prin niște etape și le-ai dobândit și n-ai nicio legătură cu o faptă de omor, de viol, de pedofilie și mai departe, nu poți ca să dai abuziv niște amânări. N-ai cum. Dar la noi se procedează asta pentru că te omoră psihic. Îți dă drumul o comisie din penitenciar, păi îți dă drumul interes, un judecător. Ce interes au să tărăgăneze sau să refuze eliberare condiționată? Așteaptă bani sau au nevoie de cât mai mulți deținuți? Nu sunt suprapopulate închisorile? Da, dar știți care e problema? A, da, suprapopulate, dar avem blocate la CEDO 250.000 de dosare. Avem blocate la CEDO, cel puțin ce știu eu. Din penitenciare, de la deținuți? De la deținuți, da. Sunt 150.000 de dosare blocate la CEDO tocmai în vederea asta. Care s-au plâns pe condiții, pe condiții inumane, rele tratamente și condiții inumane, exact, de detenție. Exact, exact. Noi ne-am dus cu un tratativ la Curtea Europeană prin care am spus că dacă, chiar dacă nu putem să dăm la deținuți oarecare spațiu, de exemplu. Păi imaginați-vă că într-un spațiu de 4x4 sunt în alte penitenciare, de exemplu, cum este la Târgu Mureș, stau 8 persoane. Iar acolo stau, de exemplu, la Giurgiu, cum zice domnule, că e pe maximă siguranță. Îi închide vizeta. Îi închide vizeta. El n-are aer, efectiv. Imaginați că sunt afară 34-35 de grade. Păi și aerul, se tot ce... aerul vine numai ce prin sunt? Vizeta aia? Exact. Păi n-are voie să... Nu i-am dat telefonul la ANP. Noi am sesizat ANP-ul. Noi am vorbit când am vorbit aici. Alaltă ieri. Am sesizat ANP-ul. Domnul, vă rog frumos, dați-le drumul la oameni acolo așa, dacă ne-a sunat din camere, că nu au aer. O să vedem ce putem face. Dăm un telefon sus la ofițerul de serviciu sau la șeful de secție să vadă ce poate face. Și l-a deschis seara. Seara oricum se răcorește deja. Exact, dar problema este că acolo există un regulament de ordine interioară pe care fiecare penitenciar în parte poate să-l aplice cum vor ei. Poate să ocolească. Deci legea 254, modul de executare a pedepsei, se poate ocoli. Pentru că tocmai asta e ideea directorului penitenciarului, care administrează, care administrează acolo așa, nu are legătură cu ceea ce a făcut deținutul respectiv. Pe el interesează bugetul. Cât buget am? Păi am 60%, păi am lucrat în alimentație, am lucrat la bucătărie. Cât am? Păi am 600 de deținuți. Da, foarte bine. Avem 600 grame de cârnați, dar domnule, dar nu vezi că sunt mucegăiți. N-ar nimic ca că îi spălăm și i-am spălat. Eu personal am fost acolo, i-am spălat. Cârnați? Eu am spălat cârnați de mucegai. Și exact, aveau, noi și aveau termenul de folosire expirat sau de ce? Exact. Sau au fost ținuți i-am în condiții adecvate. Mai departe. Și le-am dat spre distribuție. Dacă am avut atâta tupeu să-i spun la director că domnul director, dar nu e corect ceea ce se întâmplă în penitenciar, pentru că uitați ce se face. Mâncarea, uite cum se face. I-am spus, este o doamnă bucătăreasă acolo la Târgu Mureș și ea o lucra la Sovata, este doamna unei fost polițist. Am avut curaj să-i spun că domnul, nu așa se face. Imaginează, face un rântaș, da? Bagă făină, bagă apă și l-amestecă și bagă peste mâncare. Și așa le de la deținuți. Eu când am spus că este asta, m-a dat afară la bucătărie. Am spus că, păi tu nu e bine pentru că tu pui prea multe întrebări. Păi, dar e pericol de infecție, de distrugerea sănătății deținuților. Poate să apară epidemii pe acolo din cauza asta, nu? Nu mai puțin. Când am vorbit cu fratele meu, i-am zis că mă duc să-i spune faie frumos la gardian de acolo ca să te ajute puțin, ca să poți să mă pune la cabinet. Și i-au zis de acolo, din capătul secției, nici măcar nu merge la vizită. Din capătul secției strigă. Bă, dacă nu-ți convine ceva, spânzură-te, mă, vezi tu ce faci. Că nu-mi faci mie rău, spânzură-te, du-te dracului. Efectiv, așa vorbește, cum vă spun eu. La deci Giurgiu. Nu vorbesc ca biasi, așa la vorbește. Nu numai la Giurgiu. A, orice închisori. Sunt o grămadă de închisori la care tocmai asta e politica lor. Te distruge psihic, te lasă ca să bați ca nebunul în ușă, după aia vine cu, bă, păi ăsta e agresiv, domne, a bătut în vizetă. Chiar dacă pe tine te doare un sau ceva de genul ăsta. El zice, bă, dar tu crezi că dacă, da, ce ar fi dacă îmi bate toată lumea în vizetă? Așa spune. Păi, și altfel n-ai cum să chemi gardianul, nu? Că nu o să-i strigi pe culoare. Nu. Cum a fost ofițerul de serviciu, nu? A fost ofițerul de serviciu acum acolo. E exact aceeași doctrină făcut-o. Imaginați-vă că dacă, de exemplu, îi se întâmplă ceva, să îi se schimbă, îi se agravează starea de sănătate al copilului, al fratelui. Îi se agravează starea. Știți cum o scapă? Zice că ori nu și-a luat tratamentul, ori nu și-a făcut nu știu ce, păi direct, doctorul care l-a trimis la Târgu Mureș, doctor din Târgu Mureș, nu știu ce e, doctor veterinar, că oricum, doctor nu e, cred că e veterinar. L-a luat, s-a uitat la el, păi tu e sănătos tu, n-ai un pic de sit, dar nu-i nimica, du-te în altă parte. Ăsta e doctorul nostru.
Da, Mergi la cabine, ce te doare? Păi SIDA nu doare capul. distruge fix sistemul imunitar. Adică Asta ești supus oricărei infecții. Nu numai, nu numai aia, nu numai aia. Mai mult de atât, eu am păcat că n-am mai ajuns oamenii ca să niște acte, să vă arăt niște acte reale. În momentul când te duci la un cabinet, eu am rămas fără dinți în gură, tot. N-ai cum să te duci. Îi zice, dacă nu-ți convine, te trimit la Mioveni. Păi domnule, ce să fac eu la Mioveni? Păi dacă, de exemplu, am bani și pot să mă duc la ceva particular, trimite să fac o radiografie. Nu pot, dacă vrei te trimit în partea aia. La penitenciarul Codlea, nici măcar nu există doctor. Există numai o asistentă. Asistentă șefă. Și acolo se iau, dacă cumva cineva să îmbolnăvești, dacă ți-o răci sau ceva, măcar ai o politică, te bagă în salariu, te duci la spital. Și în primă pandemie se fac modificări din astea așa, aiurea. Nu contează că pe ăla scot, tocmai îl scoți afară dintr-un spital penitenciar. Îl scoți afară, îl aduci între oameni, nu-l carantinezi, îl bagi între ceilalți. Așa se face. Nici nu interesează. Ei au producție, au protocoale care le spun, domnule, dacă se îmbolnăvește eu ca gardian, trebuie să intru înăuntru ca să nu îmbolnăvesc pe deținut. Își ia măsurile. E perfect adevărat. Ei își iau măsurile lor. Să nu ne îmbolnăvească pe noi. Pentru că e ceva normal. Dacă s-a intrat pandemia respectivă în penitenciar, e dezastru. Pentru că acolo unul nu scapă. Imaginați-vă că într-o cameră, de exemplu, am fost într-o cameră 18-19 inci, în altă cameră sunt câte 30 de inci. Unul a intrat cu boală, la revedere, acolo unul nu scapă. N-are cum. Aia automat și ce face cu oamenii aia? Izolează camera. Acolo nu știu cât scoapă viu. Dacă sunt, de exemplu, 10 persoane care sunt vulnerabile, dacă nu scapă niciunul. Păi, bine, de COVID nu mor toți. Mortalitatea e 4, 5, 6%. Cei care se îmbolnăvesc au de suferit cu plămânii, cu organele interne, dar toți trec prin infecție. Adică nimeni nu scapă neinfectat, nu mort. Am înțeles perfect, dar în momentul când, de exemplu, vine unul care e infectat și intră în cameră la noi, atunci a izolat toată camera. Deci nu merge pe sine. Stai puțin că sunt acolo și care sunt asimptomatici, care sunt cu boli. Nu. Cât sunteți în cameră? 16 inși. Păi vedeți că ăsta e bolnav, izolăm camera. Păi da, domnule, dar eu ce fac? Eu stau acolo în cameră care e bolnav, ce fac cu el? Păi poate te-ai îmbolnăvit și tu. Chiar dacă nu m-am îmbolnăvit, că acum l-a depisat. Chiar dacă n-am nicio treabă. Eu, de exemplu, stau la patul 1, eu stau la patul 3 în partea alaltă. N-am cum să mă întâlnesc cu el sau ca un contact. Și spun frumos. Domnule, n-am cum să mă îmbolnăvesc eu că stă în partea. Bă, a fost în cameră și cu asta. Și a izolat camera. Timp de 29 de zile. Care e posibilitatea, care e rata de îmbolnăvire la mine, care eu n-am nicio treabă cu bolnavul? Păi 29 de zile omul merge. Merge la baie, se spală, merge la vizită, se ia de mâncare. E imposibil să nu ai contact personal cu el. Dar cam, pe ei nu, cam asta 100%, da. Cam asta se întâmplă. Și acum am vorbit cu penitenciar Giugiu. De un moment dat am dat telefon. Ofițerul de serviciu, cel puțin, mi se pare corect că el spune, domne, eu ce pot să fac mai mult de atât, eu sunt doar un simplu ofițer. Eu primesc ordine. Și are dreptate, exact ca dacă ne ducem mai întâi, așa fac și cu jandarmii. Jandarmul a primit ordine, merge și dă. Acela nu-l interesează. Mascații, care sunt acolo, categoric, ăștia pentru asta fac pregătire. Ei acea nu-l primesc. Ăia nu știu ce e familie, nu știu ce e. Ei primesc ordine. Când a primit ordine, vine maharul la mare și spune, îl vezi pe ăla, peste el. Dacă a primit ordine, merge și îl masează, îl imobilizează. În ghilivele spus. Dar nu-i ăla nu-i imobilizare. Păi dar cum mergi 6 inci pe un om de 50 de kg să-l imobilizezi? E simplă întrebarea. Păi suntem 60. Am 60 de kg. Vine 6 inci să mă imobilizez. Cum? Da, se întâmplau des astfel de cazuri cu imobilizare. Care era temeiul intervenției? Vreun protest, ceva, rebeliune? De ce interveneau mascați? De exemplu, se revendica un drept. Hai să vă spun o întâmplare simplă. De exemplu, la penitenciarul Codlea, pe programul de cumpărături. Este pe secție pe fiecare în parte. Acum cum se trimite la familii banii, cu toate că la regim deschis nu trebuie să existe criteriul ăsta. Pentru că eu regim deschis, care mă duc și mă prim singur prin penitenciar, pot să mă duc oricând la magazinul întâi ca să-mi cumpăr ce trebuie. Dar acolo a spus că e pentru mai multă coordonare, adică ca să fie un oarecare sistem să meargă, mergem pe secții. Luni merge secția întâi, marți merge secția a doua, miercuri merge nu știu cine. Păi bun, am înțeles, domnule, dar stai puțin așa, dacă de exemplu mie luni nu-mi intră banii, pot să mă duc marți. Păi n-ai cum să te duci marți. Deci asta e în funcție de cum îți apare banii. Acum a făcut o altă, pentru că există un protocol de colaborare între băncile respective și penitenciar. Îți trimite familia banul. Deci imaginați-vă ce mizerie e asta. Îți trimite familia banii de la Târgu Mureș la Giurgiu. Și, de exemplu, eu plătesc o taxă. Eu plătesc taxa aia ca să ajung în 24 de ori la destinatar, nu? Plătesc. Acum îl pun pe data de 1, ajunge pe data de 8. Deci nu e nicio urgență. Special pentru penitenciare e întârzierea asta? Exact. Păi, eu la penitenciarul Codlea am văzut chestia asta, s-a întâmplat. Am văzut în mai multe rânduri chestia asta. De fiecare dată, crezi-mă că
Tocmai pentru că am făcut o grămadă de cere, pentru că cu asta m-am ocupat ca să-mi câștig existența. Am făcut cere la deținuți, ba cere de liberare, ba cere pentru contestații împotriva unor măsuri disciplinare și mai departe. Pentru asta i-am făcut aproape termen pedeapsa. Cu toate că am avut un singur avertisment care n-am putut să scot afară. Imaginați-vă politica aia care se face când, domne, particip la activități, am făcut, am drept să nu știu ce. Mureșane, lasă-mă în pace că tu ești recidivist. Măi, omule, nu contează că ce sunt atâta timp cât eu acolo arăt bine, că am făcut ceva bine. Ce nu-i bine? Dar nu mă interesează pe mine, treabă pe comandant. Și mă duc la un domnul director, dumneavoastră, ce știți, ce s-a întâmplat aici? Păi, eu de unde să știu? Păi, comisia. Toată lumea te dă eșec. Noi, familia, încercăm să luăm legătura. Facem scrisori către ANP, facem către Ministerul Justiției, am făcut către CSM, am înregistrat două dosare penale pentru abuzuri. Sunt aici la mine actele, am două dosare pentru abuzuri. Sunt înregistrate la sectorul 6 din București. Parchetul pe lângă sectorul 6, încă și în ziua de azi, tot îmi primite că se fac investigații. Credeți că cineva o să fie atât de inteligent să intre ca să cineva, într-adevăr, să pună mâna pe ăștia? Mă, ce se întâmplă? Haideți să vedem ce se întâmplă. Vin percheziții din ANP. Vă dau cuvântul meu, eu sunt acolo și am văzut de 3 ori am prins așa ceva. Vine o percheziție din ANP, vine ceva controle. Vine fain frumos, a intrat în penitenciar și merg acolo și în față, au acolo și popota lor, se pune acolo jos fain frumos și fac între ei. Și ei întreabă, cu ce probleme avem aici de iarpa aceea? Păi avem pe ea. Nici o problemă, vedeți că vine o altă comisie care vine după noi, îi bifez pe aia care au fost, care i-a dat așa și îi trimitem în altă parte unde se lucrează. Exact asta au făcut. A venit în penitenciarul Târgu Mureș și au venit controle, atunci și frate mă era acolo, jos pe întâia. Și a început să spune, ce probleme? Categorică, noi fiind de ținut, am spus, domnule, ne mănâncă păduchii, ne mănâncă ploșnițele, sunt o grămadă de gândaci, credeți-mă că atâția gândaci erau cu lucrurile astea, domnule, cu ei. S-au luat măsuri, s-a dat o grămadă de bani pentru a da soluții speciale, ca să dai odată se duce. La noi știți cum era? Eu nu vă mint. A dat cu soluție pe gândac. Deci aici e gândac cu mine. Dai cu soluție pe el și el merge mai departe. Și l-ai omorât, a, uite, a murit, aia e bună soluția. Așa se face. Poate că se temeau să nu otrăvească oamenii cum s-a întâmplat nu știu unde la un cămin că au dat cu soluție de gândat și au murit oameni intoxicați. Deci acolo nu pot să vă evacueze, nu? Și ca să supraviețuiți și voi, supraviețuiești și gândați. Dau ceva mai diluat. Asta e aberație. În momentul când se face o dezinfecție de genul ăsta, se scoate afară toată camera și se scoate afară din camere. Nu-i nimeni acolo pe secție. Nici pe secție nu există personal. Toți lumea sunt băgați într-o curte. Că plouă, că ninge, toată lumea băgată într-o curte și acolo se ține. Deci măsurile astea se iau ca nu cumva să moară careva. Nu sunt chiar așa de dunare cum se fie așa, pentru că dacă moare unul sau doi, atunci hai că merge, că a murit doar de boală sau de altceva. Dacă deja se prăbușesc 5, 6, 7 inși odată, categoric atunci intervine. E scandal, și vine da. Șeful ea mare care se steargă pe mâini. Păi, de exemplu, fratele meu era la penitenciarul Târgu Mureș și așa la Peantia, eram la lucru, lucram afară. Am venit de la lucru și îmi spune că trebuie să-mi duc mai frumos ca să-l ajut pe om că s-a automutilat. Păi zic, de ce s-a automutilat? Că așa degeaba nu s-a automutilat. Și îi văd acolo pe 5-5 cum stau cu mâna în buzunar, cu mănuși pe ei și așteptau. Zic, nu, oameni, ce așteptați voi, mă, ăla are 58 de kg și voi sunteți 4-5 de câte 110 kg fiecare. Stați puțin așa, ce vreți să faceți voi? Păi nu vezi că cum bate în ușă, nu vezi că cum înjură. Dar de ce? De ce înjură? Ce se întâmplă asta? Dar eu știu ce vrea el. Dar lasă-mă să vorbesc cu frate meu, că îl calmez eu. Lasă-mă pe mine să-i spun ce are, spui, îl calmez. Am vorbit cu el două, trei, ce s-a întâmplat, mă, Pamfile, de ce faci chestia asta? Păi nu vezi, mă, mă, uite, mă, te-am bătut frumos, nu știu, când am venit de pe curs, i-am bătut frumos, nu știu. Lasă-mă, te rog frumos, șefule, să mă duc până ca să dau un telefon, să anunț pe mama că am venit la Târgu Mureș. Dar ce, tu apasit de Târgu Mureș și cu aia mi-a întrebat divizeta în ușă. Am bătut a doua oră, am chemat șeful de secție, am chemat pe nu știu cine. Până ce n-am spart geamul ca să mă taie, nu a venit nimeni. Mă lăsau să bat ca bou în ușă. Categoric, omul a disperat, a spart geamul, s-a tăiat, atunci a venit toată lumea. Deci, te supune la o situație în care tu chiar o iei razna, dacă ești mai slab de ingeri, că zici odată de două, de trei ori, vezi că nu te bagă în seamă, nu mai știi să controlezi și ori, pa, te automutilezi. Păi cunosc atâția care s-au automutilat, cunosc care și-au bătut cuie în cap, care și-au pus gura semn de protest. Mie nu s-a întâmplat nimica cu ei. I-au luat, i-au dus pe spital i-au băgat. Deci când se face mutări din astea, se face cu dedicații. L-am luat pe personul X, l-am dus, vezi, și bagă pe secție. Ai grijă că l-am trimis pe X acolo la tine pe secție, să dai acolo, să dai o cameră bună, că omul e puțin dus, dar e bine. Apoi dă o cameră bună, îl bagă între 6 inși care habar n-au ce înseamnă A plus B, nu știu, și zice la ea, bă, prieten, bă, voi sunteți cameră de amărâs, nu? Vedeți că omul ăsta e căutat să aveți grijă ca să trăiți. Ei, omul ăla e jerperit, nu e căutat, e jefuit, dacă mă înțelegeți cum. Jefuit.
Bă, nene, vezi că tu trebuie să-mi iei și mie niște țigări? Și ăla spune, bă, vezi că tu trebuie să-mi iei și mie. Dar mă, dar ce trebuie să iau? Păi tu nu vezi că ai călcat la mine pe pat, cum să nu-mi iei? Păi mai murdări patul. Sau o grămadă de, o grămadă de astea. Și gat, efectiv, ei tolerează asta. Eu nu văd. Dacă cumva ești atât de, atât de deștept încât se duci să bați, și domnule, te rog frumos să mă scoți afară, că uite, ăștia mă bat aici. Bă, dar de ce urli? Nu poți să spui frumos. Păi dacă eu vin să spun frumos până ce vin la tine, ea mă omoară pe jumătate. Nu, n-are nimic ca să facă raport pentru atitudine cum cea spate de cadre. Și se face raport de incident. Așa se face politica penitenciarului. Și asta îi înrăiește pe deținuți, încât ei și acolo disprețuiesc organele de stat și când ies din închisoare nu se mai pot integra, nu mai pot deveni cetățeni cu respect față de lege și față de oameni, îi fac recidiviști, chiar dacă ai intrat pentru o găină furată, ieși după aceea unul care urăște societatea și urăște oamenii, pentru că a fost disprețuit și tratat cu... cu atitudinea exact. Asta în închisoare. Să vă, exact. Să vă spun un lucru care ce se întâmplă în ceea ce privește resocializarea și reintegrarea socială a persoanei. Eu acum m-am eliberat afară. Am eliberat în penitenciar. În momentul când am ieșit afară din penitenciar, a venit un ofițer, mi-a dat acolo 37 de lei și du-te. Dar în penitenciar există programe care se numesc programe de reintegrare, trebuie să faci un program de liberare, trebuie să faci așa mai departe. Dar instituțiile statului care sunt de afară, de exemplu, există serviciul de probațiune. Serviciul de probațiune vine și face parte din comisie. Deci serviciul ăla este efectiv, nu există. Așa să vă înțelegeți, sunt niște oameni care își iau niște bani fără să existe. Nici nu știe cine ești, ce comportament ai avut, ce ai făcut în timpul pe... Nici nu-l interesează cine ești. Se uită și... Păi cine e ăsta? Păi ăsta a avut un raport, nu știu ce, păi sunteți de acord să-i dăm 6 luni? De 7 luni. Și nu dă mai departe. Dar nici nu știe cine ești de serviciu. În momentul când ai ieșit afară și te duci la serviciu de probație, eu am ieșit și eu am fost. Eu, când o să aveți ocazia să mă sunați, eu am să vin fain frumos cu acte în regulă, m-am dus. M-am dus la servicii, m-am dus la alea, m-am dus la locuri de muncă unde mi-a fost pregătit după, în timpul liberării. Și ce mi s-a spus? Păi n-au oameni normal de lucru, cum să-ți dăm ție. Și le dau dreptate. Ce se întâmplă? În regimul, în regimul deschis, în momentul când deținutul merge și are, are dreptul ca să meargă la muncă, nu este folosit ca să-l ducă la muncă, ca să se, mai are încă 6 luni. I-am spus, de multe ori suntem, sunt foarte mulți care sunt mai multe. Adică între 6 luni de zile lucrează la o fabrică. Lasă-l pe omul ăla ca să se autogospodărească, să vadă ce înseamnă de exact. Plătește aia, plătește aia, plătește aia, ca să vadă singur. Nu, pentru că atunci pierde penitenciarul. Eu, ca instituție, dacă pe tine te las ca să mergi acolo singur să lucrezi, la, de exemplu, ești la Ghiazeu și tu plătești singur, îți plătești chiria, îți plătești, de exemplu, plătești, îți trag din fiecare bani 60% de la ce fac de ei. Îți trag pentru chirie, pentru consum, pentru tot ce, menagerie și așa mai departe, tot ce vine într-o casă normală. Ca să te poți fi, deci ca să te poți socializa, asta înseamnă socializare de fapt, nu e la regim deschis. În momentul când am lucrat, de exemplu, eu sunt la o fabrică și lucrez din penitenciar, ca deținut, lucrez la fabrica aia. Un an de zile. Păi e normal că după aceea să fac mă duc de la șeful ăla care deja mă cunoaște pe mine în mod direct. Știe cine sunt. Deci omul ăsta a lucrat la mine un an de zile ca deținut și mi-a făcut treaba bine. Păi normal că categoric mă duc la el, mă angajează, nu? Asta e normal. Ei, penitenciare nu. În momentul când, de exemplu, te duci la lucru, ai venit afară, dacă ai tușit de 2 ori mai tare, nu e bine, bagă-l pe cameră că să nu convine fața lui. Dar stai, stai că n-am făcut nimica. Și ce dacă n-ai făcut nimica? De ce trebuie să stau eu cu tine? Am destui care vor să meargă la muncă. De exemplu, sunt aici la Târgu Mureș, cunosc foarte mult și la Brașov. Sunt fabrici. Eu din regim deschis, nu numai eu, mai multe persoane, mergem la lucru cu pază. Deci îmi vine milițianul cu mine. Ce să facă cu mine în fabrică, nu știu, dar el vine cu mine să mă păzească, că sunt vulnerabil. Păi stai puțin așa, cum sunt vulnerabil dacă eu mai am încă 6 luni să mă eliberez? Păi care e rodul meu? Să mă duc cât mai repede acasă, ăsta ce să fac? Mai câștig și un bar, mai câștig și o zi. Păi bun, am înțeles. Dar ideea cea mai grea este că te duci, muncești, vine milițianul cu tine și dacă la milițian nu-i convine de tine, la supraveghetorul care te însoțește, însoțitorul, că la nu e altceva decât însoțitor, păi ăsta scoate afară că nu muncește cum trebuie. De parcă el ar fi fost maestru. Deci așa se întâmplă. Astea sunt problemele. Nu lăsăm că, deci nu vrem ca să-i socializăm pe oamenii care ies din penitenciar. Nu că nu există programe, sunt programe, sunt o grămadă de bani, sunt o grămadă de instituții care se implică politic, atât și numai doar politic. Bun, instituția asta, probațiunea, înțeleg că există, consumă bani de la buget, dar nu are niciun efect. Dar care e problema? De ce e atitudinea asta disprețuitoare a gardienilor? Că așteaptă să fie unși, să li se dea bani,
și au salariu mic și e necesar să li se crească salariile, sau e proastă educație, nu au cultură generală și de asta disprețuiesc pe deținuți, pentru care s-a angajat și pentru care ar trebui să aibă o altă atitudine. Care e problema? Sau totuși deținuții sunt nesuferiți și trebuie să te porți rece, dur cu ei? În momentul când intră un... Deci, când a intrat prima dată în penitenciar un deținut, ar trebui să existe o colaborare între el și psiholog, și care să mă care să-ți facă, de exemplu, ca să te acomodezi cu instituția respectivă, să te acomodezi ca executarea pedepsei. Sunt cei care sunt recidiviștii, cum sunt eu, de exemplu, care vin, știu deja ce trebuie să fac, și așa că nu, la mine nu mai vine, pentru că eu știu cum să mă adaptez. Știu că trebuie să respect un regulament, trebuie să mă duc la muncă, trebuie să mă duc la programe și așa mai departe, ca să pot să beneficiez de eliberarea condiționată. Și atunci se uită pe o fișă de cazier. Ăsta știu că nu are probleme, îl pune deoparte, că n-am treabă cu ăsta, cine e? O, vai, săracul, cu pedofilie ăsta. Pune-l acolo că-l cunosc eu. Când se uită că e cu pedofilie, prima trebuie să uite, există acolo un cadru sus. Un cadru sus așa pe un fișier în care spune ăsta e cu fapta pe care o făcut așa mai departe. Dar se uită la partea financiară, cine e ăsta de fapt? Păi dacă ăsta cu pedofilie și-a plătit 7.000 de euro ca să nu-i de 10 ani, să-i de numai 4 ani, păi categoric că și aștept de aici de înăuntru penitenciarul când îl vede cine știe cum să profite de el. Mă înțelegeți cum spun? Deci e vorba și de trebuie... corupție, da? De nevoie de bani mai mulți. Și știi cum? E un trafic de influență așa subțire, care nu se vede. Adică mergi la șeful de sex, mergi la director și spune... Imaginați-vă ce vă spune directul. Ascultați-mă cu atenție ce vă spun acum. Ce înseamnă trafic de influență subțire? Mă duc la domnul rector. Domnul rector, vă rog frumos să mă ajutați cu situația, uite așa, așa, așa. Am o problemă. Zice, vă Mureșane, nu este de competența mea și nici a psihologului. Numai puțin, domnule, stați puțin să înțeleg un pic. Dumnezeu, ce legătură ai cu psihologul? Că nu e de competența ta, o știu, dar ce treabă e cu psihologul? Păi normal că are, pentru că el e subalternul. Mă să înțelegi ce spun, nu? Nu. Sugerează că adică trebuie să... Păi dacă eu spun, eu sunt șeful și spun, nu pot să fac nici eu, dar nici ăla mic nu pot să facă. Adică tu în altă parte, nici ăla care e sub mine, ăla are tupeu să-l iei pe ăla să-i rezolve cauza? Subalternul meu are curat să iei cauza? Nu. Păi dacă eu spune, păi de-aia ai fost la director, am fost la șeful de secție. O zice șeful de secție, păi ai fost la director, păi am fost. Și aia zice ți-o directorul. Și eu n-am putut pot așa cu nimica. Și cu asta s-a închis. Cu toate că șeful de secție se ocupă de fiecare problemă în persoană. Există în penitenciare, nu știu, Giurgiu, n-am fost acolo pe Giurgiu, însă cunosc aspectele care sunt așa de grave. S-au făcut o grămadă de... Nu sunt singurul care fac, nu e mama singura care face chestia asta, că... Eu sunt eliberat de 3 zile, eu sunt proaspăt și de-aia vă spun că știu. Nimeni nu-i bagă în seamă. Nimeni nu bagă. A trebuit să vină să facă, măcar să facă o investigație, mă, oameni buni, s-au făcut sesizări. Chiar prin televiziuni, cunosc televiziuni mari, cum ar fi, de exemplu, Antena 3, s-a făcut o grămadă de... S-au adus alt pe negru niște lucruri care au fost reale, s-au câștigat, s-au făcut. Normal că, din punct de vedere politic, nu mă înțeleg eu nici cu... Nu am treabă nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu nimica. Însă știu că e acolo partea politică, în ceea ce privește comisia de abuzuri din Parlamentul României, sunt cel puțin așa două teancuri de dosare venite doar de la penitenciar Giurgiu. Aia vă spun, 100%. Dar numai cât înseamnă ultimele cazuri că au murit deținuți acolo, în custodia statului, din cauza altor deținuți sau din cauza gardienilor. Sigur trebuia să intervină acolo, categoric, hotărât. Dar nu se face așa. Imaginați-vă ce se întâmplă când intră în comisie patru persoane, și vă spun patru persoane, eu am aici pe hârtie. Intră doi pedofili, unul cu omor deosebit de grav și un hoț. Un cioditor care e recidivist. La primul pedofil care a violat doi copii, un copil de 8 ani și un copil de 7 ani, îi dă 4 luni, comisia îi dă 4 luni că ăsta s-a reabilitat, domnule, și-a văzut de treaba lui, asta a fost numai o rătăcire. Păi normal că rătăcirea cu omul cu bani, a fost rătăcit omul, că așa se întâmplă. La al doilea, care au avut două fetițe și sunt cazuri clare, eu am acte la mine, nu vorbesc abilații, când o să am ocazia să vin să prezint, oricum am de gând să mă duc până sus pe patul justiției mă duc. Ca să dovedesc faptul că ce se întâmplă, eu nu pot să cred așa ceva, eu am acte reale. Când poți să condamni un om să-i spui, păi partea vătămată a fost bătută în noaptea respectivă, indiferent de autor. Și tu îl condamn că e recidivist. Așa a făcut. Dar asta e altă temă pe care, dacă vreți să o abordez, eu vă arăt hotărâri de cătească care vă lasă mască. Judecător de serviciu nu există, dar semnează un judecător oarecare. Nu ăla care face cauza. Dar se întâmplă numai în România. Se întâmplă și merge mai departe. Așa se întâmplă cu cauzele care se dau mai departe. Și merge fain frumos și vine al patrulea. Zice, domnule, dumneata cu ce ești? Cu omor deosebit de grav, știți că... Recidivist, omor deosebit de grav,
îi dai cu 10 rapoarte disciplinare, îi dai 10 luni. Intră nenorocitul ăla de hoț mărunt, care e recidivist, și dai un an, fără raport, fără nimic. Ce se întâmplă? Eliberăm pe ăștia cu pedepsele mari, îi scoatem afară pe ăștia ca să vadă populația că îi scoatem pe ăștia. Păi, eliberat ăla cu omor, a eliberat ăla cu crimă, uite ce a făcut, uite. Păi, asta e politica, asta e politica penală. Însă, înăuntru, din spațiul legatul, ce vedem noi, sunt 10 inși care, de exemplu, conducere fără, credeți-mă, conducere fără permis, îi dai amânare. Nu poți să crede, e aberant. Merge la instanță și instanța de acolo de judecată spune că considerăm că nu s-a reabilitat din punct de vedere educativ, că n-a participat la un program de, nu știu ce, program educativ. Mă, că a fost și el acum în 26 la videoconferență și nu a ascultat. Ei, dar condusul fără permis e periculos, poate să ducă și la accidente, la decese. Am înțeles, sunt periculos, dar ce are conducerea? Ăsta e cu conducere și ăsta e cu omor. Care e diferența? Unul a comis, altul putea să o facă. Exact. Una e când o comiți și ai făcut-o cu bună știință și una când puteai să faci. Și apoi să vă spun un alt caz, este unul închis la Brașov pentru că l-a mușcat pe cal. A mușcat calul. E calul lui, s-a luat cu cal să-l ducă și l-a mușcat de gât pe cal și i-a dat 2 ani. Se întâmplă la noi în România. Credeți-mă. La noi în România se întâmplă. A avut acum, frate, mi-a avut o videoconferință. În 27. A avut instanță, a avut acolo și atât. Să demonstreze niște probe. Nici nu l-au băgat în seamă. A zis că noi avem niște probe concrete, cu aia i-a dat bază, i-a închis televizorul, l-au scos afară și l-au dus. A zis, domnule, lasă-mă măcar să-mi pregătesc apărarea, dăm și mie, dăm posibilitatea să-mi pregătesc. Am dreptul ăsta. Cu revizuire, mă, că nu vrea să vedeți. Păi aia zic, cu revizuirea. Da, nu, trebuie să vedem cu probe noi. Aici nu pot să intru pe partea penală, că acolo sunt alte lucruri. Pe partea penală, în ceea ce privește politica penală, judecătorii și mai departe, că nu se poate interveni pentru că judecătorul are acolo o construcție a dosarului. Dar mă refer la modul de executare. Sunt o grămadă de aberații când vine judecătorul și merge în fața unui judecător cu un raport de pedepsire și spune, domnule, vreau, domnule președinte, eu n-am făcut fapta asta. A venit milițianul la mine și mi-a zis ceva și i-am comentat. Neapărat trebuie să îmi taie mie drepturile alea. Păi, cum se pedepsește o sancțiune? Hai să, de exemplu, s-au tăiat dreptul la, nu știu, la primător. Până odată cu tăiarea dreptului la primător, nici nu mergi la primător, nu mergi nici la vizită. Dacă, de exemplu, ai o vizită, ți se anulează vizita. De exemplu, s-a întâmplat să mergi la un program sportiv, ți se taie și la nu mai voi că ai raportul, nu mai vezi muncă până ce nu scoți afară raportul. Ca să scoți afară raportul trebuie să faci alte credite, îți iau și creditele. Deci pentru o sancțiune ești pedepsit de 6 ori. Dar ce, poate asta să limiteze dreptul la plimbător, mișcarea nu e un drept fundamental, trebuie să te țină închis în carcera aceea, în celulă, pentru că nu, ai vorbit urât cu gardianul? Nu, te poate scoate afară la plimbător, dar de exemplu, tu de exemplu ai o activitate sportivă și ai făcut de exemplu sport, ai făcut ceva care pe tine te alcătuiește, te reprezintă pe tine ca să te pui la punct, că foarte mulți fac asta. Uh-huh. Zice nu, te duci numai la plimbare o oră, o jumătate de oră cât ai, la camere. Atunci puteți să mă duc și eu la sala de sport. Ai raport. Păi dar pentru raport am inventat drepturile. Așa scrie aici, apare acolo cu o sancțiune de disciplină, nu putem scoate. Dar șeful de pentru sancțiune mi s-o dea drepturile la vizită. Bă, dar apar cu sancțiune, te poți scoate afară și gata. Dacă te iei cu el în gură să-i spui, domne, cheamă-mă ofițerul de serie, mai fă un raport. Nu mai face un raport. S-a făcut unul, două, trei și ai plecat după aceea dreptul unul dus pe frate meu, pe maximă. Te-am un pachet, dar te-au dus. Acolo ei când vine, îi spune clar. Din punctul nostru de vedere, am analizat comisia a ajuns la situația că deținutul respectiv are 19 rapoarte de pedepsire, tocmai pentru ce? Automutilare, atitudine necuvincioasă și așa mai departe. Pentru asta se face. Pentru că și eu sunt de acord și cu gardianul. Gardianul își face treaba. Sunt de acord cu el, că el își face treaba. Dar sunt gardieni ceva de genul ăsta. Cum te cheamă? Neaghiță. Păi Neaghiță, cine e ăla care a fost de vezi cum vorbești că e ficiorul meu? Auleu. Mă duc la doamna Delia. Doamna Delia, vă rog frumos, spun așa, nu dau nume. Doamna Delia, vă puteți trimite până la cabinet? Că uitați ce face femeia de la cabinet, își bate joc de mine. Ai grijă că e mătușă, mai vezi cum vorbești. Adică să înțelegeți așa cum se întinde caracatița. Deci e nepotism, sunt rubedenii pe acolo în închisoare, exact. Și nu poți să te plângi exact unuia care are obligația să verifice, să controleze, pentru că cel care te-a abuzat, ți-a încălcat drepturile, e ruda lui. Și mai degrabă o să exact țină cu părinții exact decât agentul cu cel care pe care trebuie să-i apere. Agentul de control. Agentul de control, care, de exemplu, controlează ceilalți agenți din penitenciare. Și la ei trebuie să existe. Și la ei există comisie de măsuri disciplinare ca și la deținuți.
Nu există. Acolo există doar pe hârtii. Atâtea sunt pe hârtii, dacă ne uităm pe legea 254, atâtea sunt și drepturi și așa, dar nu există. Alea numai acolo pe hârtii. Imaginați-vă că în codul penal există articolul 101. Ce face articolul 101? Spuneți-mi, îngroașă codul penal sau ce face? De la 100 până 104, ce face? Că la 104 acolo, da, într-adevăr, are relevanță că acolo, dacă ai încălcat condițiile libere condiționate, da. Dar până acolo, altceva, ce face? Nu există îmbrățări, nu există supraveghere, nu există așa. Odată eliberat afară, ești pus afară pe poartă, du-te. Nu interesează unde. Du-te, hai, ești afară, descurcă-te, vezi tu ce faci. Păi bun, când a fost în pușcă, mi-ai spus că poți să mă duc la instituțiile alea, poți să mă duc la aia, poți să mă duc la aia. Bă, alea sunt organizații non-guvernamentale care vin și te pregătesc și păi ce pregătesc? Păi, ăla, de exemplu, european, Olanda ne-a dat nouă, nu știu câți bani, ca să puteți face un proiect de legi care să merg, mă duc să fac o calificare. Păi și n-ai făcut calificare? Păi ce calificare? Păi n-ai, mă, ai făcut un ghet în parchetar. Păi omul, n-am făcut în viața mea practică, numai acolo pe foaie și mi-ai spus să scriu, am scris cum ai spus tu și mi-ai dat note și mi-ai trecut. Așa se fac cursurile de calificare. M-ați înțeles acum ce spun? Deci asta se întâmplă pe intenționar. Eu dovedesc cu actele, nu vorbesc avioane. Vedem ce se întâmplă și la Libertate. S-a plâns mama dumneavoastră la Avocatul Poporului și au răspuns în doi pieri că nu s-a confirmat. Avocatul Poporului, care apără mafia, guvernarea. La toată lumea, o să trimis. O să am o dată, oricum o să ajung pe la București. Eu am copii. Eu am familie, am copii aici, în Târgu Mureș. Pe mine mă căuta familia săptămânal. În fiecare săptămână îmi vinea să o ia cu copiii. Pe mine ce au făcut ei din penitenciarul Târgu Mureș, m-au înstrăinat de familie. M-au trimis la Codlea, ceea ce nu le permite nici măcar legea nu permite așa ceva, mai ales să ieși de căutat pe familie. Domnul Huminic Adrian a spus clar, pe Mureșan îl luăm și îl trimite oriunde. Și a spus, cum să mă trimis pe mine, omule? N-am rapoarte, n-am făcut aia, am muncit, am făcut, cum să mă trimis? De ce să mă trimis? Pentru că am familie. Nu. Pe nu mă interesează, mă trimiteți pe cursă. Și la revedere. Pe mine care am... Nu mă mai eu. Aștepta bani sau care era temei? Nu era, nu aștepta de la mine, că n-are cum, eu sunt nenorocit, de unde să te aștepte de la mine? Așteaptă de la care trebuie. Dar culmea nu e că ei pe aia care au familii, care sunt căutați de familie. Deci imaginați-vă ce face ANP-ul, care dă o viză, pentru că eu am făcut către CSM, CSM-ul am înscris și mi-a spus, ANP-ul a adus la cunoștință, potrivit articolului 24 din legea 254, nu știu cum, Comisia Penitenciarului face o analiză și trimite către ANP în vederea transferării persoanelor de libertate. Pentru că pe ANP-ul cere, dați-mi o gașcă ca să ducem la Brașov ca să echilibrăm situația. Pe cine selectăm de acolo? Selectează pe cine vrei tu. Iar când te duci la cel de la penitenciar, domnule, că cum mă trimiți pe mine încolo? Că eu am copii, am familie, pe mine mă caută copiii mei, cum mă poți trimite? Dar așa se întâmplă, te ia și te trimite. Nu interesează pe ei. Și am acte, am făcut la Avocatul Poporului, am făcut la Ministerul Justiției, nu știu câte cereri. Până în ultima clipă, înainte cu două săptămâni ca să fiu eliberat din penitenciar, m-au trimis la penitenciar Târgu Mureș. Înainte cu două săptămâni să fiu eliberat. Dar măcar cineva vă ajută, vă aude, vă susține în dorința asta de a vă apăra drepturile și de a se respecta legea? ONG-uri, cineva... Nu. În momentul biserici. Nu. Odată ieșit afară din... Ce biserici? Sunt biserici care nu mai au voie să intre. Sunt biserici care vin și te ajută cu un plic, cu un pix, ONG-uri. Sunt cei care vin de bună voie, că nu au nicio treabă cu desfânt, dar vin ca să se spună de Dumnezeu, să spună ca să-ți deschidă calea. Categoric că în proporție de 50% dintre 75% să spun, merg la biserică. Acum, nu, am făcut o faptă, mă căiesc. Dar sunt câinii care latră și nu se căiesc niciodată. N-are cum, ăla, toată, atâta și se facă. Ham și la revedere, ăla nu se poate căi. Mă înțelegeți cum spun? Ăla n-are cum să se căiască. Sau se poate preface, își face cruce, se închină, dar rămâne la fel, fiară. Eu cel puțin nu sunt de aceeași. Eu de fiecare dată m-am dus și m-am dus tocmai să-mi ating din interesul CSS, ca să am credite, să pot să fac, ca să pot. Așa. Însă, n-am nicio legătură cu ce vrea să-mi spună mie, pentru că vine să scânte două, trei cântări că așa a făcut treaba, că și ei își primesc banii din altă parte, nu cum să credeți că vin de ei degeaba. Haideți să fim, nu suntem, viți la mine să mă prostești pe mine cu un pix, să spui ce. Și am spus, dacă tot vrei să mă ajuți pe mine, spune-mi și mie ce vom putea face noi când mă vești afară. Păi zici, eu nu pot să spun ce vei face tu când vei ieși afară, dar te duci la biserică. Măi, om bun, până să mă duc la biserică să mă rog să fac un alta, păi eu trebuie să mănânc, trebuie să mă îmbrac, trebuie să fac ceva. Ce fac? Nu am nimic, ce fac? Cine mă susține? Apoi,
cineva să te ajute. Păi mă duc la dumneata la biserică, că ești ONG, mă ajuți? Păi eu nu te pot ajuta, eu cum să te ajut eu? Păi, la organizația noastră, poate că e ONG. Păi, mai trebuie să mergi la București. Na, cam așa se face. Deci, în prima fază, știți cum e? Vine ăla, ingerul ăla frumos, îți dă aripi și spune, domnule, cum face? Până ce i-a dat colțul, când a dat colțul lângă tine, spune, bă, ne, te trage o urechea, vezi de treaba ta, că n-am cum să-i ajut, tu vei pe toată lumea să-i pui în capul meu. Și cu asta termină totul. Deci asta se întâmplă. Eu vă spun clar, nu are cum să vă vin. Eu am ieșit afară acum. Am fost deja la 3-4, păi am aici, am patron care știu. Cu la care m-am dus cu hârtii și cu acte. Dom'le, vreau cum pot să lucrez și eu cu ăsta, am ieșit afară, n-am de lucru. Am venit, nu mă aștept în picioare. Trebuie să-mi iau și eu ceva în picioare. Că vara asta trece. Dar vine iarna. Am copii. Trebuie să mă duc la familie, să-i dau ceva de mâncare, ea mă așteaptă. Ca să trăiesc în alocația copiilor. Așa ceva nu pot. Nu am cum. Eu am lăsat copiii acasă sau să mă duc să mă cer cu soția sau cu aia, n-am cum. E imposibil. Și atunci las pe ei, dar trebuie să fac eu ceva. Dar atâta timp cât statul nici măcar nu-și dă, cum să spun eu, 1% interesul, 1%, nu mult, 1%. Adică să trimită pe cineva, că tot există un serviciu de probațiune care spune, domnule, ăia există. Există niște servicii speciale care pot să vină, că sunt o grămadă de doamne, dacă mă înțelegeți, doamne care și-au făcut, nici măcar nu cunoaște limba română perfect. Și e șefa departamentului. Pentru că sunt doamne, dacă mă înțelegeți. Eu personal știu. Și să vină să spune, domnule, acum ați eliberat, ce puteți să vă, cu ce vă pot ajuta? Păi, uitați-mă cu un loc de muncă, de exemplu. Bun, ce știi să faci? Asta trebuie să te întrebe. Dar nu există. Ăia, efectiv, își iau banii degeaba. Credeți-mă, își iau banii degeaba. În prima săptămână asta trebuie să facă. Te duci la organele, te-ai eliberat, te duci la poliție. Îți dai actul de eliberare, te-a luat în evidență, oaia la revedere. Ai grijă de tine, vezi să nu mai faci ceva ca să intri înapoi. Păi, dar nene, dar unde o să lucrez? Dar bine, mă, dar ce? Bravo, mă, vezi să-ți dau de lucru? Dar cum să dau de lucru? Păi și tu la cine să mă duc? Du-te și tu, caută la un patron, vezi la cineva, vezi că e pandemie. Te-am împachetat și ai plecat. Acum, cum mă descurc eu, nici n-am cuvinte să vă spun. Ar fi o minciună să vă spun că sunt excelent de bine. Na, nici gând. De-aia stau în casă, că e bine. Mă înțelegeți, spun, nu? Și nu puteți nici ieși din țară, nu? Pentru că România e cam interzisă oriunde să te duci la lucru afară. Păi dacă suntem deja la Brazilia Europei, vă dați seama că nu, mai greu. Fă-ți acte, ca să-ți faci numai un test, să mă duc la lucru în altă parte, trebuie să-mi fac un test. Păi testul ăla e costisitor. Păi dacă n-am venit cu nu sunt cu mâna, buzunar, ce fac? Și asta se întâmplă cu fiecare în parte. Mă înțelegeți cum spun? Nu sunt singurul. Dacă n-ai o susținere din partea familiei, care, de exemplu, sunt oameni care ești afară și sunt câtuși de puțin, nu înstăriți, dar au un pic acolo pus deoparte. Au o casă, au o masă și poate să meargă unde să-și facă ceva. Ăia au un pic de șanse. Dar sunt oameni care ies afară și ies din penitenciar și ajung pe stradă. Deci, ies din penitenciar, dintr-un sistem închis, unde regula jocului e pumnul, și ieși afară în stradă, unde care e regula, independența. Toată lumea circulă, merge bine. Păi dacă mi-e foame și îl vede pe ăla, pe ăla, nu-l atacă. Înțelegeți ce spun? Asta e politica. Ceea ce se întâmplă în alte penitenciare e dureros. Păi penitenciarul Giurgiu, unde se află fratele meu, acolo se dau bătăi la oameni fără doar și poate. Acum nu-i întreabă cine e sau cum ești. Păi cel puțin, frate meu, vorbesc eu cu el la telefon și l-aud când îmi spune. Ba, au intrat peste noi, ba, nu ne lasă vizeta, uite-mă, mi-e rupt piciorul, nu știu dacă e rupt sau nu, dar eu fiind bolnav, la mine o vânătaie, la un bolnav de sida care are o vânătaie, aia se vindică niciodată. Și problema este că îi spune că e cangrenă care se ridică în sus. Doctorul de acolo nici nu interesează că ce-i cu, zice, lasă-mă că ai nebun. L-ai făcut tu nebun sau cum? Nu înțeleg. Dar dacă, Doamne ferește, să spunem că se va agrava situația la copilul, cine va răspunde? Păi cum spuneam, au murit oameni din penitenciarul Giurgiu și n-a răspuns nimeni pentru asta. Și ancheta trenează, da, sau nu se face deloc. Știu, dar vedeți cum se face. Întotdeauna așa suntem, noi prima te așteptăm să se întâmple ceva, deși eu, asta se întâmplă că e premeditat. Eu îți spun din asta, nu e bine și tu tot o faci. Ce să înțeleg din asta? Adică ești conștient că se poate întâmpla oricând ceva și nu ți-ai măsuri de precauție. Asta face sistemul penitenciar. Deci oamenii de acolo, credeți-mă pe mine, sunt oameni care ies afară, deci cu teamă. Dom'le, nu mai facă dacă intru mai adracu, și sunt alții care ies afară bolnavi din punct de vedere psihic.
Deci psihic te ucide. Acum, în momentul când îți dau amânare, două, trei, te mai ia garda, te mai învârte încolo încoace, ești afară din penitenciar, mai ales dacă ești de acolo, indiferent de penitenciarul care ești. Și tu acolo ai fost într-un timp stres, ai venit acasă afară, în familie. La o singură vorbă, eu evit ca să stau aproape de copii, că cine știe, poate explodez, fără să vreau. Și ridic tonul mai tare, că așa am fost acolo învățat, stresul ăla. Mi-am speriat copiii, mi-am speriat familia. Păi asta se caută. Așa cum putem să facem ceva? N-avem cum. Omul iese afară de acolo, psihic, vază, păi și văd ceva, că ce mă enervează. Copii, familie. Noi cât am fost acolo conservați, eu mez mai departe. Trebuie ca să îi înțelegem pe ei, dar până ne acomodăm după ei, ne enervează niște lucruri. Dar unde ai fost, mă? Sau de ce ai pus aia acolo? Sau ce e aia? Trebuie ca să știu cum să controlez discuția. Dar eu acolo fiind hap, nu o controlez. Ce credeți? Așa se întâmplă. Vorbim de 50 de minute, mulțumesc pentru încredere, dar propun să revenim la subiect, eventual după o săptămână de aflare la libertate, după o lună, când ajungeți la București, să mai vorbim despre oricând, închisoare și libertate. Eu am să vin cu niște acte pe care eu am să vi le prezint alb pe negru, atât de la comisii, atât de la specialiști, așa spune specialiști. Nu știu dacă e specialist, dar vin cu acte și eu când voi vin la București, dacă o să am ocazie, vă dau un număr de telefon, mă sunați și eu vin unde se da redacție și vă pun act, alb pe negru, semnat, ștampilat de judecătorii. Aia nu poate minți. Vedeți că eu nu am nici pregătirea juridică necesară ca să interpretez, să înțeleg actele cele. Ele sunt mai degrabă utile în instanță, când faci o plângere la parchet, la avocatul poporului, la minister, la instanțe internaționale. La noi încercăm să credem omul pe cuvânt. Dăm drept la replică instituțiilor, dar ele nici nu vor să reacționeze, nu ne consideră importanți. Creăm curente de opinie, dăm o tribună oamenilor care vor să se exprime. De aceea mulțumesc pentru încredere, pentru apel și ținem legătura. Încercăm măcar cu mediatizare să ajutăm. Am înțeles și eu vă mulțumesc frumos. Noroc. O zi bună.